polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satul Mare au desfășurat activități de menținere a unui climat de siguranță rutieră, fiind prezenți pe principalele artere rutiere din județ. Pe lângă activitățile de control desfășurate, în contextul stării de alertă, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satul Mare au efectuat activități de supraveghere, fluidizare și control al traficului rutier pe raza județului, ocazie cu care au aplicat peste 120 de sancțiuni contravenționale, în valoare de aproximativ 33.900 de lei. Totodată, polițiștii rutieri au procedat la reținerea a 19 permise de conducere, 11 dintre acestea fiind reținute conducătorilor auto care nu au acordat prioritate de trecere pietonilor care traversau drumul public prin loc semnalizat și marcat corespunzător.